Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În martie, sunt prevăzute dificultăți de comunicare. Atunci când un aspect atât de important precum comunicarea între oameni este dificil, pot apărea diverse tipuri de probleme. Cea mai mică dintre ele este o problemă de afaceri, provocată de aceleași dispute fundamentale. În general, este necesar să te asiguri că un conflict verbal minor nu devine un obstacol care strică viața personală și, de asemenea, nu permite dezvoltarea carierei și afacerilor. Luna aceasta va trece sub controlul uneia dintre cele mai respectate planete. Jupiter va conduce ceea ce se întâmplă pe Pământ. Din păcate, se va manifesta numai atunci când apar dificultăți cu adevărat insurmontabile. A doua planetă lider va fi Venus. Influența ei se va răspândi din viața personală. Datorită preotesei iubiri, primăvara va începe în mod tradițional romantic. Este imposibil să nu menționez Uranus, care, deși este suficientă de scump la vedere, îți va aminti că există. Această planetă îți va oferi o dispoziție creativă, ușor extravagantă, pe care o vor aprecia cu siguranță toți cei implicați în artă și invenție. Este clar că astrele sunt optimiste, așa că putem afla la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec. Prima decadă a lunii martie este un moment nefavorabil, deoarece poți simți o lipsă de forță. În acest caz, până pe 8 martie, se va intensifica confruntarea cu cei care nu te-au înțeles și cu rivalii, va fi de asemenea necesară restituirea datoriilor vechi. În cea de-a doua decadă, situația se va îmbunătăți, deși evenimentele neașteptate te pot obliga să te implici mai activ în afacerile profesionale. Sprijinul prietenilor în acest moment îți va fi de mare ajutor, deoarece îi poți schimba ceva, faci totul rapid și cu succes. În cea de-a treia decadă, vei simți un val de forță, dar inițiativele tale nu vor avea întotdeauna succes. În general, cea de-a treia decadă este mai favorabilă pentru implementarea planurilor personale, pentru negocierile de afaceri. În perioada cuprinsă între 24 și 31 martie, va trebui cel mai probabil să abandoneze multe dintre propriile ambiții și să acționeze mai tactil sub influența circumstanțelor. Banii și relațiile. Starea de spirit și principalele sarcini ale lunii ți vor fi stabilite de lună, satelitul Pământului. Aceasta va afecta tot ce ține de carieră, poziție profesională și socială și, se pare, în această lună ai de făcut pași mari. Așteaptă-te la recunoașterea muncii tale, la dezvoltarea rapidă a afacerilor la care lucrezi, o libertate în problemele care până acum au fost blocate. Dragostea și aventurile. Luna va fi în general destul de calmă. În această perioadă, îngrijirea unei persoane dragi va deveni un subiect deosebit de important. Va exista dorința de a experimenta momente de profundă intimitate emoțională, de a vorbi mai multe despre sentimente și emoții. Comunicarea cu partenerul tău va deveni mai intimă. Încearcă să păstrezi această atitudine cât mai mult timp posibil. Este o perioadă foarte potrivită pentru inima singuratică. În această perioadă, povestea ta romantică va începe, dar nu trebuie să te grăbești imediat în piscină cu capul. Testează marea cu degetul. Aruncă o privire mai atentă fanilor. Sănătatea. Începutul lunii martie prevestește bună dispoziție și bunăstare. Cu toate acestea, s-ar putea să devii prea frivol în raport cu sănătatea ta. Încearcă să respecti rutina zilnică și dieta corectă. În prezența unei boli cronice, urmează cu strictețe instrucțiunile medicului. Pe 9 martie, vei fi foarte sensibilă la stimuli ușor și sunete. Evită lumina puternică și companiile zgomotoase. Nu asculta muzică tare și petrece mai puțin timp la calculator sau pe telefon. Încearcă să petreci ziua în cea mai relaxată atmosferă, pentru a nu deveni o statică pentru migrene. În perioada 12 la 21 martie,
Starea ta de bine va depinde în totalitate de puritatea gândurilor și acțiunilor tale. Toate lucrurile rele pe care le faci sau le dorești altor oameni se vor întoarce ca un bumerang. Dacă vei avea sentimente ca invidie, dispreț, ură sau dorințe de răzbunare în interiorul tău, fă tot ce poți pentru a scăpa de ele. Viața personală. Deci, ce se poate întâmpla în martie în afacerile personale? Vei viza succesul profesional, ceea ce înseamnă că nu vei petrece mult timp cu cei dragi. Dacă ai un partener obișnuit, ar trebui să fii pregătită dinainte că resentimentele sunt posibile din partea sa. Nu sunt excluse dezacordurile cu privire la aspectele cele mai mici și cele mai lipsite de importanță. Toate cele de mai devreme menționate pot fi depășite dacă găsești timp liber după muncă pentru tot ceea ce se întâmplă în pereții cuibului familiei. Dacă ești singură și încă pribeagă după o relație, la începutul primăverii sunt puține probabilități să-ți întâlnești iubirea. Cel mai probabil armăsarii sunt pe altă pajiște. În același timp, poți avea mulți cunoscuți interesanți, dintre care unii pot avea o perspectivă de anvergură. Încearcă totuși să nu ratezi nicio întâlnire care poate fi începutul unei relații romantice fericite. Ce să faci? Cum să te comporți? În martie vei putea aduce succes pentru tine însăți. Poate că vei finaliza un proiect incredibil de complex și vei primi o promoție. Poate că vei câștiga o autoritate profesională atât de mare încât vei ocupa scaunul șefului. Norocoasă vei fi și dacă ai finalizat recent procesul educațional. Poți găsi cu succes un loc de muncă. Această lucrare îți va aduce atât plăcere morală, cât și venituri bune. Acordă atenție relațiilor la locul de muncă. Dacă lucrezi singură, nu ți se recomandă să încerci să te dai peste cap cu inovațiile. Acum este momentul potrivit pentru a începe un proiect de lungă durată, dar în niciun caz unul artificial. Ai răbdare și de luna viitoare vei vedea primele rezultate ale lansării tale în martie. Taur, în prima și a doua decadă a lunii martie, te poți exprima eficient, vei fi cufundată complet în afacerile comune și în interesele colective, ceea ce ți va permite să-ți extinzi influența în echipă. Schimbările favorabile de la 13 la 21 te vor ajuta să-ți consolidezi poziția profesională și bunăstarea materială. Adesea, va trebui să te bazezi doar pe tine însăți, fără a fi atentă la sfaturile și comentariile altora. Astfel, vei fi capabilă să-ți reevaluezi contribuția la procesul general, pentru a deschide oportunități promițătoare pentru muncă și formare. În cea de-a treia decadă, în special în perioada 24-31 martie, va trebui să te axezi pe treburile tale importante, deoarece cei din jurul tău te pot lăsa fără sprijin. În același timp, certurile, intrigile și opoziția inamicilor vor deveni un obstacol în afaceri și o sursă de experiență. Banii și relațiile. Luna martie îți promit o călătorie de afaceri neașteptată într-un alt oraș sau chiar în străinătate. În general, contactele cu colegii și partenerii de departe vor deveni subiectul actual al lunii. Este posibil ca organizația în care lucrezi să înceapă să-și extindă teritoriul de distribuție a produselor sau serviciilor sale și va depinde de tine sondarea terenului. Vei face față acestei sarcini cu un succes serios. Dragostea și aventurile. Aerul va fi suprasaturat de vibrații de iubire. Cea mai romantică zi a lunii este vineri 13 martie. Invită un prieten în vizită, nu vei regreta. Te poți bucura pe deplin de această întâlnire. Inima ta va fi sigură că acesta nu este doar atașament, ci ceva mult mai grav. E timpul să faci o alegere fatidică sau un pas decisiv. Apreciază-l pe cel care este în apropiere. Dacă încă paști liberă în această perioadă, vei fi plină de întâlniri interesante. Nu poți avea încredere decât în intuiția ta, aceasta te va conduce către cel care este destinat pentru tine. Sănătatea. Datorită influenței armonioase a planetelor în toată luna martie, vei fi plină de energie. Imunitatea se va consolida și chiar dacă vei prinde o răceală sau o infecție virală, organismul poate face față cu ușurință bolii în doar câteva zile.
Ți se recomandă stăpânirea exercițiilor de respirație, dar mai întâi consultă-te cu medicul tău, deoarece aceste exerciții vor fi utile numai în absența contraindicațiilor. Acordă o atenție deosebită la cât de mult mănânci în perioada 10-15 martie. Pofta de mâncare poate fi grav provocată. Supraalimentarea va afecta negativ nu atât activitatea tractului gastrointestinal, cât starea ficatului. Ți se recomandă ca în aceste zile să ții un regim sever și să excluzi temporar mâncărurile din carne din dietă. După 22 martie, este nedorit să efectuezi examene medicale. Este puțin probabil ca rezultatele să fie exacte și să prezinte o imagine reală a sănătății tale. În plus, diagnosticul cu ultrasunete poate fi dăunător pentru organism. Viața personală. În martie trebuie să te asiguri că viața ta personală nu se transformă într-un canal periculos. Orice probleme pot fi prevenite dacă nu te blochezi, tratezi interesele persoanelor dragi, urmărești starea lor de spirit, vă uniți în fața unor dificultăți temporare. Dacă încă nu ai a doua jumătate, nu ți se recomandă să cheltui prea multe resurse financiare pentru timpul liber. Da, dacă limitezi bugetul, va trebui să renunți la multe, dar acestea sunt măsurile necesare pentru ca viața să revină la normal. Distracția ta va fi mai bună prin corespondența vie pe rețelele de socializare cu reprezentanți drăguței sexului opus. Ce să faci? Cum să te comporți? După cum am spus deja, în martie va trebui să economisești mulți bani. Luna aceasta veniturile nu vor crește. Este recomandat să ocupi locuri de muncă part-time. Dacă dezvolți un proiect de afaceri, vei fi ajutată să găsești stabilitatea financiară prin optimizarea cheltuielilor curente. Gândește-te la ce poți economisi fără teamă că îți sacrifici o plăcere. Este important să te asiguri că economiile din martie nu încalcă interesele oamenilor care lucrează pentru binele afacerii tale. Gemeni. În martie, în special în prima și a doua decadă a lunii, vei avea ocazia să te ridici la un nou nivel creativ și profesional. Toate problemele din a treia decadă a lunii pot fi compensate, în timp ce vei fi implicată în proiecte și relații interesante. Aceasta este, de asemenea, o perioadă favorabilă pentru manifestarea abilităților organizaționale, pentru eliberarea de iluzii, de obiceiuri proaste și relații toxice sau inhibitoare. În a treia decadă, vei putea descoperi noi perspective, vor apărea noi prieteni care îți vor extinde oportunitățile sociale, fobiile romantice nu sunt excluse. Vei putea simți sosirea primăverii, vei lupta pentru un vis, pentru viitor, pentru noi contacte, idei, iar în acest moment hobby-urile romantice vor alterna cu succes în întâlnirile de afaceri și călătorii. Banii și relațiile. Climatul cald în echipă te va încânta luna aceasta. Sfatul tău pentru colegi va merita greutatea ta în aur, iar conducerea îți va sărbători meritele de mai multe ori, chiar dacă nu ți se par grozave. La sfârșitul lunii, dacă ai fost harnică, te vei bucura de o promoție plăcută. Dragostea și aventurile. Vei avea un nou hobby și este probabil că viața ta se va schimba în bine, va deveni mai luminoasă și mai bogată. Nu-ți fie frică să experimentezi, deschide-ți inima către noi senzații și aventuri. Pasiunea poate face minuni care sunt dincolo de puterea rațiunii limitate. Încearcă însă să nu pui lemne pe foc. Dacă însoțitorului tău îi se pare că ești prea slăbită și simplă, el va fugi fără să privească înapoi. Deși, poate asta este în bine, pentru că sentimentele reale nu vor speria un cavaler pe cal alb. Sănătatea. În prima jumătate a lunii martie îți va fi dificil să controlezi emoțiile. Vei reacționa violent și uneori dureros la orice evenimente, exagerând foarte mult semnificația ceea ce se întâmplă. Rămânând în alertă ridicată vei afecta negativ funcționarea sistemului nervos. Pentru a preveni acest lucru, practică yoga sau alte practici orientale, încearcă să mergi mai des în aer curat. Pentru inițierea diferitelor proceduri medicale, acestea sunt ideale pe 17 și 18 martie. În aceste zile,
Este util să vizitezi masajul sau spa-ul. Din 23 martie, influența lunii va afecta pozitiv starea ta fizică și psihică. În această perioadă ți se recomandă să dedici timp prevenirii bolilor oculare. Efectuează regulat exerciții speciale pentru ochi și asigură-te că dieta ta este dominată de alimente bogate în cereale și vitamina A. Ziua de 30 martie va fi o zi bună pentru corectarea vederii cu laser. Viața personală. Pe frontul dragostei, în martie, vei observa o serie de schimbări pozitive. Dacă ai o familie, poți fi aproape complet ocolită de conflicte în cuibul de origine. Vine un moment în care tu și partenerul vă veți înțelege reciproc dintr-un singur cuvânt și gest. Dacă ești singură, vei înțelege în sfârșit că partenerul ideal nu este neapărat o persoană cu un aspect luminos, în armură, călare pe un Maserati și având o groază de scalb care să ilustruiască zalele. În martie, o aventură va începe cu o persoană destul de modestă, dar el îți va permite să experimentezi fericirea reală. Ce să faci? Cum să te comporți? În mediul profesional este prevăzut un timp favorabil, fără averse sau intensificări emoționale. Dacă ești angajată, ți se recomandă să te abții să critici colegii, dar este mai corect să te unești cu colectivul de muncă pentru implementarea în comun a sarcinilor complexe. Asigură-te că succesul echipei va fi împărțit cu tine cât mai cinstit și cât se poate de corect. În ceea ce privește situația în care ești antreprenor, poți conta pe profituri mari. Atât proiectele de afaceri anterioare, cât și cele noi te vor ajuta. Există o singură condiție, este necesar să introduci activ inovații și să nu abandonezi reformele majore. De exemplu, este timpul să actualizezi logo-ul sau să te gândești la noi servicii, bunuri, relevante pentru a completa gama companiei tale. RAC. Prima și a doua decadă a lunii martie este o perioadă foarte importantă și crucială pentru tine. Crește semnificativ potențialul tău energetic, forța ta de muncă, îți vei consolida poziția ta în viață și autoritatea. Comunicarea va fi foarte interesantă, vei fi foarte populară și aceste lucruri te va ajuta în cariera ta, în afaceri. După data de 8 martie, vei avea ocazia să faci o călătorie, să cunoști oamenii noi, să-ți extinzi legăturile de afaceri și de prietenie. Aceasta este o perioadă de reînnoire dinamică a punctelor de vedere, a atitudinilor față de ceea ce se întâmplă și aceasta va continua până la data de 20, ceea ce îți va permite să te ridici la noi culmi în cariera ta până la începutul decadei a treia și să-ți consolidezi situația financiară. Acesta este un moment bun pentru afaceri, pentru a încheia contracte. În decada a treia, va trebui să-ți economisești eforturile, banii și relațiile. În prima jumătate a lunii martie, pot apărea schimbări importante în viziunea ta despre lume. Îți vei revizui valorile și principiile și vei fi surprinsă să afli că ceea ce ai aspirat până acum și-a pierdut atractivitatea anterioară. Stelele spun că în perioada între 13 și 15 martie vei fi înclinată să iei decizii impulsive, ciudat, dar comportamentul tău nerezonabil nu va duce la consecințe neplăcute. Dimpotrivă, stelele îți recomandă cu tărie să nu te îngădui cu gândul la lucruri simple. Cu cât rămâi mai inactivă, cântărești avantajele și dezavantajele, cu atât sunt mai mici șansele de reușită. Totul indică faptul că luna aceasta trebuie să pui capăt unei chestiuni importante, să te desparți de ceva pentru a lăsa ceva nou în viața ta. Deci, în prima jumătate a lunii martie poți finaliza un proiect la care lucrezi de mult timp sau poți decide să modifici tipul de activitate. Mai mult, probabil că ai căutat deja un loc interesant. Stelele îți promit un început bun, dragostea și aventurile. Urmărește-ți cu atenție apariția. În acest moment, chiar și o mică pată sau cută pe haine poate deveni un obstacol în calea unei noi relații romantice. Sănătatea. Perioada de la 1 la 12 martie va fi favorabilă atât pentru prevenirea bolilor cardiovasculare, cât și pentru tratamentul acestora. Cursurile de dans și exercițiile speciale care vizează consolidarea vaselor sanguine vor fi utile.
Datorită prezenței neprietenoase a lunii, aceasta nu va avea un efect benefic asupra organismului, ci, mai degrabă, poate provoca o ridicare bruscă a tensiunii arteriale. Setă de adrenalină din 15 și 16 martie te va împinge să comiți acte riscante. Poți deveni nepăsătoare acasă și la volan, în plus, probabil vei dori să-ți încerci mâna la sporturi extreme. Menține prudența și nu ceda la un astfel de impuls, deoarece în zilele indicate există o mare probabilitate de vătămare gravă. Dacă dorești să te transformi în exterior, contactează specialiștii corespunzători înainte de ultima decadă a lunii. Procedurile anti-îmbătrânire și corective efectuate în acest moment vor fi eficiente. Viața personală. Problemele de pe partea interpersonală nu te amenință, ci doar cu condiția să nu le provoci. De exemplu, dacă partenerul tău este o persoană geloasă prin natură, nu este recomandat să-i oferi noi motive de nemulțumire. Când comunici cu străinii de sex opus, păstrează distanța. Dacă, dimpotrivă, tu cauți dragoste, nu ar trebui să devii membru a unui triunghi de dragoste. Pur și simplu, evită romanele în care ești a treia de prisos și, în plus, nu te apropia de persoanele deja legate prin căsătorie. Ce să faci? Cum să te comporți? În afacerile profesionale, dramele nu sunt prevăzute. În luna martie, amărăciunea pierderilor profesionale este aproape complet exclusă. Cu toate acestea, trebuie să-ți monitorizezi cu atenție starea de bine. Dacă observi că nivelul de rezistență nu este ridicat, este extrem de necesar a prelua un proiect complex care trebuie finalizat într-un timp scurt. Ai grijă că, în caz de urgență, poți termina mai târziu. Este recomandabil, dacă ești antreprenor, să petreci luna martie analizând de tot ceea ce s-a obținut în afaceri. Acest proces te va ajuta să înțelegi în ce aspecte specifice ar trebui intensificată activitatea, pe ce ar trebui să te concentrezi. Nu sunt prevăzute crize, dar invidia unui concurent mai de succes poate deveni singurul necaz. Leu, în primele 10 zile ale lunii martie, este indicat să te concentrezi asupra lucrărilor începute anterior, iar puterea de voință și încrederea în sine care îți vor fi inerente la sfârșitul primei și la începutul celei de a doua decade te vor ajuta în acest sens. În perioada 12 la 17 martie, vei putea transforma legăturile vechi, vei rezolva problemele cu partenerii trecuți. Tot în acest moment, vei putea primi datorii vechi, remunerare pentru serviciile anterioare, precum și ajutor de la prieteni sau parteneri vechi. Poți face, de asemenea, oferte interesante, care deja în cea de-a treia decadă te vor ajuta să avansezi în cariera ta, să închei o afacere profitabilă sau o uniune de dragoste. Cea de-a treia decadă va contribui la creșterea popularității și carisma ta, iar după 25 martie sunt posibile schimbări importante în soarta ta. În acest moment, aparițiile publice, călătoriile lungi, relațiile cu partenerii străini și încheierea contractelor vor fi avut succes. Banii și relațiile. Vântul schimbărilor din martie îți poate afecta sfera profesională a vieții tale. Evenimentele neașteptate nu vor fi pronunțate negative sau pozitive, așa că acum nu vei putea evalua în mod adecvat ceea ce se întâmplă. Doar după ce s-a întâmplat, după o perioadă relativ mică de timp, îți vei da seama ce s-a întâmplat, ce a fost în bine și ce a fost mai rău. Dragostea și aventurile. Este o perioadă ideală pentru dezvoltarea relațiilor romantice și chiar amoroase. Venus te face incredibil de senzuală, de pasionată și dorită pentru sexul opus. Profită de acest lucru și vei găsi mai mulți cunoscuți interesanți și imprevizibili. Ceea ce este cel mai plăcut, noii cunoscuți nu te vor dezamăgi deloc. Cel mai interesant este că fiecare dintre ei va rămâne aproape mult timp și poate pentru totdeauna. Cineva va intra în rolul unui prieten adevărat, cineva îți va fi asemănător, dar cineva ți este destinat să-ți fure inima, sănătatea. În prima și a doua decadă a lunii martie vei fi sensibilă la infecții și răceli. Când apar primele semne ale bolii,
Gândește-te la tratament. Viteza acțiunilor tale va depinde dacă boala ia un caracter persistent sau trece în câteva zile. Reține că metodele din medicina tradițională sunt acum ineficiente. Pentru a curăța corpul, ți se recomandă organizarea unei zile de descărcare pe 7, 8 sau 9 martie. Indiferent de meniul pe care îl alegi, asigură-te că excluzi condimentele, sarea și zahărul din dietă. Începând cu 13 martie, astrele promit un val de vigoare și forță. Acesta va fi un moment minunat pentru a renunța la obiceiurile proaste. La sfârșitul lunii, riști să devii extrem de excitabilă. 28 martie va fi deosebită de intensă, după cum demonstrează configurația complexă a planetelor. Pentru a evita o criză nervoasă, este recomandabil să minimizezi contactele cu lumea exterioară în ziua indicată. Viața personală. De fapt, frontul interpersonal în martie va fi de ultim interes pentru tine. Multe depinde de răbdarea celei de-a doua jumătăți a ta. Dacă ai creat o uniune de dragoste cu o persoană calmă, atentă, înțelegătoare, poți fi sigură că el va accepta respectuos dorința ta de a fi reînnoită extern și intern. Și, așa cum am menționat deja, nu trage de el prea tare. Dorința de schimbare ar trebui să fie o decizie voluntară pentru sufletul său. Dacă încă nu ești îndrăgostită, în martie vei avea tendința de a te afirma prin noi cunoștințe și aventuri trecătoare. Acest lucru, trebuie menționat, îți va aduce efectul adecvat. Stima de sine va crește, dar flirtul din martie nu va deveni temelia pentru o afecțiune de dragoste cu adevărat serioasă. Ce să faci? Cum să te comporți? Munca este un alt aspect important în care vei arăta o tentă pentru reformă. Nu te temi să schimbi brusc traseul obișnuit. Nu este vorba doar de concediere dintr-o poziție consacrată. Se poate întâmpla să cauți chiar direcția care te interesează cel mai mult și, desigur, să răspunzi nevoilor erei moderne. Dacă ești angajată în antreprenoriat, vei avea, de asemenea, un spirit experimental. În ce se va manifesta? Monitorizarea atentă a pieței te va ajuta la înțelegerea modului de modernizare a producției, astfel încât să devină mai profitabilă și, în același timp, relevantă. Acesta este un proces destul de costisitor și va dura câteva luni. Fecioara. Prima și a doua decadă a lunii martie este o perioadă foarte importantă și favorabilă pentru tine. Se vor deschide oportunități pentru parteneriate de afaceri pe termen lung, pentru căsătorie și activități sociale. Norocul în acest moment va veni prin parteneri noi, iar între 15 și 20 martie poți stabili noi relații. Te vei distinge prin încredere și originalitate, iar nevoia ta de recunoaștere va fi satisfăcută. În a treia decadă, după data de 24, pot apărea o serie de situații negative care te vor forța să revii la treburile și relațiile trecute. Intrigă, invidie, promisiuni neîmplinite, precum și conflicte te pot obliga să te alături luptei pentru existență, să-ți aperi interesele, iar acest proces va continua cel mai intens în perioada 23 la 27 martie. La sfârșitul lunii, reacția ta la ceea ce se întâmplă va deveni mai calmă, deoarece multe probleme vor dispărea. Banii și relațiile. În această perioadă, este deosebit de important să acționezi cu atenție și cu gândire. Nu conta pe șansă, acțiunile imprudente pot atrage consecințele cele mai plăcute. Ia în serios problemele financiare. Poate că ar trebui să te gândești să investești într-o afacere. Luna aceasta, nu vei suporta obligații copleșitoare. Chiar dacă reușești să faci față muntelui de muncă și îi surprinzi pe șefi, nu îți vei atinge obiectivul prețuit. În loc să îți încurajeze munca, managementul te va încărca cu și mai multă muncă. Dragostea și aventurile. Te așteaptă o lună interesantă, draga mea. Judecă pentru tine, vei cheltui cea mai mare parte din energie emoțională în organizarea de divertisment, distracție, creativitate și jocuri. Activă, pozitivă, ușor de excitat, nu-ți va fi ușor să stai pe bancă acum. Vei dori mișcare.
Este bine dacă ai ocazia să participi la seminari, la cursuri de master, să participi la o conferință, asta îți trebuie, să fii văzută. Sănătatea. Starea ta de bine nu te va părăsi de la 1 la 11 martie. Imunitatea va fi ridicată, ești protejată de virus și infecții. Cu toate acestea, în această perioadă vei fi predispusă la alergii. Apariția lor poate fi provocată de consumul unui fel de mâncare exotic sau utilizarea unor produse cosmetice noi. Nu-ți schimba dieta obișnuită și nu cumpăra decât acele produse de-a căror calitate ești absolut sigură. Pe 15 și 16 martie, dedica zilele să ai grijă de tine. Tratamentele cosmetice efectuate în aceste zile vor depăși toate așteptările. Din cauza poziției astrelor, din 21 până pe 30 martie, vei fi predispusă la apatie și melancolie. Nu ceda emoțiilor negative și alungă gândurile triste, altfel îți vor afecta sănătatea. Discutarea cu prietenii și mersul în aer liber te vor ajuta să-ți îmbunătățești starea de spirit. Viața personală. Modul în care viața personală se va dezvolta la începutul primăverii anului 2020 depinde în mare măsură de starea ta de spirit. Dacă vei găsi puterea de a trece peste multe probleme nesoluționate, vei putea menține o relație caldă în căsătorie. Totul este mult mai complicat dacă te-ai obișnuit să-l cauți pe cel de vină pentru faptul că viața s-a oprit pe calea desemnată. Dacă ești capricioasă, isterică, îi reproșezi permanent partenerului de căsătorie ceva, scandalurile se vor așeza mult timp între pereții casei tale. Dacă nu ai încă a doua jumătate, ți se recomandă să comunici mai des cu rudele în vârstă sau cu un cerc de prieteni apropiați. Acești oameni îți vor oferi asistență morală, probabil că vor ajuta la rezolvarea unora dintre dificultățile care s-au dezvoltat. În plus, acum vei începe să observi un interes plin de viață de la sexul opus. Acest lucru va fi ajutat de atractivitatea ta crescută. Dacă decizi să începi o aventură de dragoste cu unul dintre fanii sau cunoscuții noi, acest roman are toate șansele să aibă succes. Ce să faci? Cum să te comporți? Dificultățile nu sunt excluse în probleme profesionale. Dacă ești angajată, ți se recomandă să nu te înfrunți cu colegii. Există riscul ca, din vina unuia dintre ei, să ți se distrugă foarte mult reputația profesională sau să pierzi încrederea conducerii. Nu ți se recomandă ca întreprinzător să investești în noi începuturi. Pot fi multe obstacole în atingerea obiectivelor. Primul dintre acestea va fi lipsa de personal competent. Mai întâi, rezolvă această problemă. Creează un grup coeziv de oameni care sunt gata să lucreze pentru binele afacerii tale și abia apoi mergi mai departe. Balanța. Prima decadă a lunii martie se poate dovedi a fi un moment favorabil pentru tine. În perioada 3 la 9 martie, vei putea să atingi culmea succesului în cariera ta, precum și să stabilești legături profesionale mai puternice și prietenoase. Vei putea stinge conflictele din trecut, vei ocoli colțurile ascuțite în comunicare și chiar șansele negative le vei putea transforma în favoarea ta. În decada a doua, vei avea mare nevoie de sfaturi și ajutor, deoarece pot apărea persoane cu oferte destul de neobișnuite și neașteptate. Acestea te vor ajuta să ai succes sau, invers, vor distruge cele create anterior de tine. Prin urmare, stabilitatea și succesul pot fi aproape cu partenerii de încredere. În decada a treia vei avea oportunitatea de a atrage noi parteneri în planurile tale, de a discerne potențialii parteneri și de a-ți schimba viața. Banii și relațiile. Între 1 și 17 martie, întrebările pe care nu le-ai putut rezolva și le-ai amânat pentru perioade mai bune își pot aminti de tine. Când devin din nou relevante, nu te lăsa enervată. Vei face față cu siguranță dificultăților care au apărut, așa cum promis stelele. Dedică această lună pentru a găsi și a-ți dezvolui abilitățile și talentele. Dacă ești creativă, participă la competiția corespunzătoare. Dragostea și aventurile. În relațiile de dragoste și de familie, există încă calm. Dar poate că aceasta este înainte de furtună.
Nu te îndepărta de îndeplinirea datoriei tale conjugale și a treburilor obișnuite ale gospodăriei. Chiar dacă partenerul poate face totul și decide singur, nu te poți ascunde de valul nemulțumirilor și reproșurilor împotriva ta. După aceasta, trebuie să faci mai multe fapte bune de ispășire. Dacă ai o relație care tocmai a început, trebuie să fii atentă. Nu cere multă de la noul tău partener. Încă nu poate înțelege cât de grav este sentimentul tău și nu este pregătit pentru schimbare. Sănătatea. De-a lungul lunii, vitalitatea ta va fi ridicată. Vei putea suporta orice stres fizic și psihologic. Dar, chiar simțind forțe imense în tine, cheltuiește-le cu înțelepciune, nu lua prea mult pe merită și nu uita să te relaxezi. Începând cu 9 martie, este recomandat să începi o dietă fără sare. Nu numai că te va ajuta la pierderea în greutate, dar va avea și un efect pozitiv asupra funcționării sistemului excretor. Pentru activități în aer liber, participarea la activități sportive și recreative este ideală pe 13 și 14 martie. Cu toate acestea, fii foarte atentă, deoarece există riscul de rănire. Cel mai vulnerabil loc va fi zona articulațiilor genunchiului. În perioada 21 la 30 martie, starea ta de bine va depinde direct de gradul activității tale. Călătoria și comunicarea frecventă vor fi un panaceu pentru toate bolile tale. Viața personală. În martie, frontul tău interpersonal, ca și până acum, va fi sub tutela lui Venus. Singura problemă potențială care poate apărea este gelozia hipertrofiată pentru un partener. Din fericire, motive obiective nu sunt așteptate. Dacă ești în căutare de dragoste, ești destinată să-ți petreci luna martie într-o stare de dragoste pasională. Timpul va spune dacă această aventură continuă, dar deocamdată este puțin probabil să dorești să-ți analizezi sentimentele ușor extravagante. Ce să faci? Cum să te comporți? Modul în care se va dezvolta aspectul profesional depinde în mare măsură de sănătatea ta. De exemplu, este puțin probabil să te pierzi dacă decizi să lași totul așa cum este în acest moment. Dacă dorești să ai o nouă șansă și să te desprinzi de casa ta, trebuie să fii pregătit în avans pentru ca etapa de tranziție și adaptarea la un nou loc de muncă să aibă loc în condiții de disconfort emoțional. Dacă ai o afacere proprie, nu îți este recomandat să pui prea multă presiune asupra personalului. Mai mult, nu ar trebui să faci eforturi de a economisi la plata serviciilor lor profesionale. Acum, multe vor depinde de relațiile normale cu oamenii a căror sarcină este să-ți promoveze afacerea. Scorpion. Luna martie va fi foarte favorabilă pentru tine și ai șansa de a te ridica la culmea succesului. Perioada de la 4 la 9, când cariera, autoritatea, situația ta financiară vor fi o sursă de bucurie și mândrie, va fi deosebită de reușită. În același timp, potențialul sexual ridicat, gândirea originală, energia vor face din tine centrul oricărei companii. În cea de-a doua decadă, între 15 și 20 martie, vei avea foarte mult noroc și vei putea să te ridici la un nou nivel de dezvoltare spirituală și creativă. În a treia decadă, după 24 martie, va trebui să dedici mai mult timp realizării șanselor de succes apărute în prima jumătate a lunii martie, precum și avansării în carieră. Contactele și relațiile romantice în acest moment te vor distrage de la muncă, astfel încât între 24 și 29, te poți confrunta cu o serie de probleme, atât la locul de muncă, cât și în viața personală. Banii și relațiile. Norocul te va ajuta în prima jumătate a lunii martie să-ți asumi realizarea celor mai îndrăznețe idei și proiecte. Dacă nu ai suficiente resurse materiale pentru a-ți transpune planul în realitate, solicită ajutor. Luna, care are un efect benefic asupra zodiei tale, promite că vei primi cu ușurință sprijinul și patronajul oamenilor influenți, dragostea și aventurile. Nimic deosebit pe acest front. Ești prea ocupată de carieră. În prima jumătate a lunii martie, vei profita de avantajele muncii tale.
Unele afaceri importante se vor încheia în această lună, permițându-ți un suspin de ușurare. De asemenea, este posibil să fie necesar să pui capăt lucrărilor curente, poți decide că este timpul să schimbi poziția, organizația sau domeniul de activitate. Acesta este un moment bun pentru a merge să cauți mai întâi sol fertil și să te asiguri că vei fi acceptată pe el. Viața intimă nu va avea de suferit. Sănătatea, oboseala și somnolența îți vor fi doi tovarăși credincioși din prima decadă a lunii martie. Recepția de vitamine te va ajuta la susținerea organismului în această perioadă, precum și un meniu echilibrat, în care vor exista fructe și legume proaspete. Încearcă să eviți situațiile stresante, în special în perioada 1 la 11 martie, din cauza lor poți întâmpina dureri de cap sau migrene. Dacă ceva îți zguduie liniștea sufletească, o plimbare în aer curat și discuția cu animalele de companie îți va alina stresul cotidian. Acum, mai mult ca oricând, sunt utile măștile nutrițional-terapeutice pe bază de urzici și calendula. Dacă faci o tunsoare în una din aceste zile, atunci aceasta va afecta pozitiv starea părului. Nu sunt așteptate probleme de sănătate în ultimele zile ale lunii. Mai mult, pe 24 martie vei experimenta o creștere a vitalității. Viața personală. În martie vei fi încântată de cum se dezvoltă frontul interpersonal, în condițiile în care îi vei acorda puțină atenție. Dacă ai o vatră puternică a familiei, vei dori să creezi un confort unic pentru tine și pentru cei dragi. Desigur, acest lucru va necesita mult efort, bani și timp, dar cu siguranță vei face față. Dacă încăvânezi dragostea vieții tale, vei fi dispusă să accepți semne de atenție din partea sexului opus. Cu toate acestea, este probabil că noul roman nu va începe doar pentru că nu poți alege unul dintre mai mulți candidați pentru rolul de a doua jumătate. Nu contează, această problemă poate fi tratată mai târziu. Distrează-te. Ce să faci? Cum să te comporți? Ceea ce trebuie să fii concentrată cu adevărat este viața profesională maximă. În martie, vei avea o șansă să faci o descoperire reală, de exemplu, să câștigi o promoție, să câștigi un loc de muncă, să realizezi un proiect de afaceri personal fără a renunța la muncă. În toate cele spuse mai devreme, conexiunile utile te vor ajuta. Dacă lucrezi pentru tine însăți, ți se recomandă să schimbi ușor rolul întreprinderii tale. Fă o actualizare completă și apoi, după această actualizare, baza de clienți se va extinde semnificativ. Cel mai important, va exista un stimulent pentru a continua să crească, deoarece la sfârșitul lunii martie va fi posibil să semnezi un acord cu o întreprindere angajată în acest tip de muncă pe teritoriul unei alte așezări. Este posibil să fie pe teritoriul unui stat străin. Săgetător. În prima decadă a lunii martie, poți fi mai preocupată de relațiile de familie, planuri și responsabilități. În același timp, poți pune simultan bazele succesului viitor. Mai favorabilă în acest sens este perioada cuprinsă între 12 și 20 martie, când poți fi alături de noi parteneri, iubiți, care se pot dovedi pe termen lung și puternici. Aceasta este o perioadă karmică și fatidică pentru tine, când îți poți realiza dorințele și speranțele secrete fără să depui eforturi mari. După 21 martie, vei simți nevoia unei comunicări active, care poate fi realizată în perioada 25 la 30. În acest moment, vei fi foarte energică, vei arăta interes pentru jocuri, divertisment, cheltuieli financiare și aventuri. În acest caz, te poți scufunda complet într-o aventură romantică, ceea ce îți va face sfârșitul lunii martie foarte memorabil. Banii și relațiile. Stelele în martie te vor face mai ambițioasă și te vor forța să te străduiești cu răzbunare pentru a-ți atinge obiectivele. Pe acest val, vei putea realiza multe. Poți prinde un astfel de curaj încât să decizi să intri în not independent, să începi propria afacere, chiar mică. Ei bine, astrele favorizează acum acest lucru, dar te sfătuiesc să nu întrerupi contactele cu foștii colegi, parteneri și chiar superiori.
În viitorul apropiat, îți pot fi foarte utile. Dragostea și aventurile. Va fi o perioadă de aventură romantică. Între 1 și 8 martie sunt posibile noi contacte promițătoare. Aștepți nu numai flirturi, ci și noi schimbări în poziția ta. Ești gata? Poți avea probleme cu rudele, care pot gândi diferit. Într-un caz, oamenii apropiați vor lua o poziție contrară intereselor tale, în celălalt. Tu însă-ți vei avea nevoie de ajutor, ceea ce te va împovăra. Nu-ți face griji, această perioadă se va termina curând și vei putea respira un suspin de ușurare. Sănătatea. În perioada 1 la 13 martie vei deveni excesiv de excitată. Creșterea nervozității poate duce la exacerbarea unei boli cronice și salturi ale tensiunii arteriale. Pentru a menține un fond emoțional stabil, este recomandat să faci yoga și meditație. Ascultarea de muzică calmă și ședințe de autoinstruire îți vor afecta în mod pozitiv starea de spirit. Mergi la piscină sau fă o baie aromată în zilele de 17 și 18 martie. Procedurile de apă efectuate în aceste zile îți vor ajuta la îmbunătățirea activității sistemului cardiovascular și la ameliorarea tensiunii musculare, dacă există. Este indicat să consacri perioada 22 la 30 martie pentru prevenirea bolilor sistemului musculoscheletic. Asigură-te că dieta ta zilnică este dominată de alimente bogate în calciu, magneziu și vitamine. De asemenea, nu uita de beneficiile sporturilor moderate, care pot fi realizate atât într-o sală specială, cât și acasă. Viața personală. La începutul primăverii vei începe să observi că romantismul predomină în caracterul tău. Din ce în ce mai mult, vei dori să vorbești despre dragoste, să urmărești melodrame frumoase în compania coechipierului. Acesta este un moment unic care nu va fi umbrită de dispute despre lucruri mărunte sau de dezacord asupra altor probleme minore. Dacă încă mai visezi la iubirea adevărată, vei avea noroc în martie. Pe drum, vei întâlni în sfârșit o persoană care are un aspect plăcut, un caracter excelent, orizonturi dezvoltate și un bun simț al umorului. Ce să faci? Cum să te comporți? După cum am menționat deja, luna martie nu este cel mai bun moment pentru a cuceri noi înălțimi. În același timp, ca angajat are sens să te concentrezi asupra afacerilor începute la mijlocul lunii trecute. Continuă să demonstrezi superiorilor și colegilor tăi că meriți să fii apreciată ca un adevărat profesionist. Dacă ești antreprenor, începutul primăverii va coincide cu concedierea unui valoros specialist. Cel mai probabil, în timp ce încerci să găsești o persoană care să poată merita acest post, pur și simplu nu va fi timp și energie pentru a face altceva. Problema va fi rezolvată în cele din urmă destul de bine. Curând vei avea un personal complet, aceste persoane vor avea pregătirea corespunzătoare pentru noi victorii și nimic nu te va împiedica să începi o nouă întreprindere grandioasă. Capricorn. În prima decadă a lunii martie, sunt posibile schimbări favorabile în soarta ta. Întâlniri, aventuri romantice și comunicare multifacetată interesantă în perioada de la 3 la 9 martie, toate acestea vor adăuga varietate vieții tale. În ciuda abundenței de întâlniri și planuri, în a doua decadă, vei putea de asemenea să te angajezi cu rodnice în cariera ta. Perioada cuprinsă între 12 și 19 martie va fi favorabilă semnării contractelor, demararea de noi activități și cooperare. La sfârșitul celei de-a doua decade și începutul decadei a treia, te poți confrunta cu probleme în parteneriate și probleme de sănătate. Potențialul tău energetic va fi într-o stare de declin, în special în perioada dintre 24 și 29, astfel că poți fi într-o stare de melancolie. Dar la sfârșitul lunii vei fi din nou deschisă pentru comunicare și vei putea rezolva probleme profesionale și emoționale. Banii și relațiile. O lună bună pentru a investi timp și bani în autoeducare. Cursurile de educație continuă, seminarii de formare de scurtă durată sau orele de master vor reprezenta un suflu de aer curat, după care cariera ta va urca în sus. Vei deveni literalmente hipnotică pentru alții.
Cuvântul tău va fi decisiv în orice dispută. Utilizează această perioadă pentru a înțelege o situație care de multă timp te bântuie. Dragostea și aventurile. Vei putea încărca cu energie pozitivă nu numai pe tine, ci și cealaltă jumătate. Noile emoții chiar te vor aștepta. Profită de această situație pentru ca relația cu un partener să se deplaseze într-o nouă rundă. Acordă-i cele mai bune momente și vei simți din nou că iubitul tău te prețuiește și apreciază foarte mult. Iubitul tău îți va arăta tandrețe neobișnuită, te va aprecia cu cadouri, te va roti într-un vals romantic. În această perioadă, pentru prima dată te vei simți ca o regină. Nu-ți fie teamă să te predai sentimentelor, prelungind astfel această relație multă timp. Sănătatea. Încă de la începutul lunii, te vei trezi cu o încredere de nezdruncinat că poți muta munții. Aceasta va fi cauzată de influența armonioasă a planetelor până pe 23 martie. Vitalitatea ta va crește, starea ta de spirit te va mulțumi cu stabilitate, va fi dificil cuiva să te deranjeze. Cu toate acestea, pe 11 martie, poți prezenta o boală ușoară. Acum este de dorit să petreci multă timp citind cărți sau urmărind de televizorul, și cel mai bine ieși în oraș dacă vremea este favorabilă. În perioada 12 la 14 martie, apetitul tău va crește și vei începe să fii atrasă de mâncarea tip gunoi, fast food, alimente convenabile, dulciuri. În doar câteva zile, riști să-ți rănești grav stomacul și să câștigi excesul de greutate, ceea ce va fi greu de pierdut. Prin urmare, nu-ți permite o dorință destructivă. Evită hipotermia și activitatea fizică excesivă în perioada 18 la 30 martie, deoarece regiunea lombară va fi vulnerabilă. Viața personală. Acum despre aspectul care la începutul primăverii va supraviețui cu siguranță unei adevărate înfloriri. Familia ta va observa aceste lucruri mai clar decât toată lumea, deoarece viața ta personală va scânteia cu culori noi. Vei fi surprinsă de cât de calde au devenit relațiile personale, pasionale și de încredere cu partenerul tău de suflet. Dacă încă mai cauți dragoste, Venus îți pregătește o surpriză neprețuită. Este vorba despre cunoștințe, care îți vor schimba modul obișnuit de viață și îți vor umple inima cu sentimente fierbinți. Mai mult, romanul care începe la începutul primăverii curente, poate deveni baza pentru o căsătorie de durată. Ce să faci, cum să te comporți, ceea ce este puțin probabil să se schimbe, este viața profesională. Singurul lucru care te poate deranja puțin este apariția de noi angajați la firma sau organizația ta. Acești oameni ar trebui primiți cât mai cald și ar trebui să-i înveți toată înțelepciunea profesiei tale. Dacă ești antreprenor, îți va fi util a studia cererea pieței pentru gama de produse. Cel mai probabil, o parte din bunuri sau servicii va trebui abandonată, deoarece acestea se vor dovedi irelevante, depășite sau prea costisitoare. Aproape imediat după aceasta, îți vor apărea idei noi despre ce vector să dezvolte producția sau serviciile pentru a-ți aduce profit mare. Vărsător. Prima decadă a lunii martie va fi destul de favorabilă pentru tine și vei putea rezolva problemele din trecut și tulburările financiare. Vei putea chiar să-ți ridici afacerea la noi culmi și să crești veniturile. Capacitatea ta de a câștiga, de a conduce politici financiare, te va ajuta să te alături unei noi cooperări pe termen lung, încă de la începutul celei de-a doua decade. În plus, de la 12 la 19 martie, îți va crește potențialul energetic, farmecul și magnetismul, astfel că vor exista mereu oameni în jurul tău. După 20 martie, trebuie să fii atentă la propunerile și ispitele care implică riscuri care ți-ar putea complica viața și să-ți submineze stabilitatea și reputația financiară. Abia după a 27-a zi din martie va veni o perioadă favorabilă când vei fi activă intelectual și vei putea percepe mai ușor dificultățile, găsind soluții constructive potrivite. Banii și relațiile. Energia și presiunea cu care îți vei asuma orice afacere te vor conduce într-o cursă pentru carieră. Cel puțin,
Poți conta temporar pe respectul colegilor și pe recunoștința superiorilor. Ca maxim poți obține o promovare monetară. Dragostea și aventurile. Un moment bun pentru dezvoltarea relațiilor personale te așteaptă, draga mea. Cineva îți va solicita în mod agresiv atenția și va face acest lucru într-un mod foarte original. Chiar dacă această persoană nu este pe deplin pe gustul tău, acțiunile sale neașteptate îi vor adăuga clar puncte în ochii tăi și vei fi de acord cu o întâlnire. Vei experimenta o gamă întreagă de sentimente, dar probabil că îți vor lipsi emoțiile. Este foarte posibil ca acesta să fie primul pas către o relație serioasă și un interes real. Sănătatea. Consumul crescut de energie de la 1 la 12 martie te predispune la apariția unor simptome neplăcute, cum ar fi respirația grea, amețelile și creșterea ritmului cardiac. Pentru a evita acest lucru, ți se recomandă reducerea activității, abandonarea sportului și minimizarea activității fizice. Cheia unei sănătăți bune va fi o alimentație adecvată. Din dietă trebuie să fie excluse alimentele grase, iar zahărul ar trebui pus la carceră, împreună cu îndulcitorii sintetici, pentru a preveni excesul de colesterol. În perioada 9 la 16 martie, luna va favoriza îngrijirea feței, a părului și a corpului. Zilele deosebite de bune pentru a utiliza servicii cosmetice sau de coafură vor fi 11 și 16 martie. O schimbare de reședință sau de birou în ultima treime a lunii îți va afecta pozitiv atât starea de bine fizică, cât și starea mentală. Pe 31 martie, este posibil să fii copleșită de un sentiment de anxietate cauzală, dar o sesiune de autoantrenament te va salva rapid de la ea. Viața personală. Din păcate, perfecționismul etern inerent în tine, privitor la cereri și recompense, nu va fi cel mai bun ajutor în treburile personale. Acest aspect va proteja împotriva schimbărilor nedorite doar sănătatea naturală. Adică, după ce vei fi observat câteva probleme în relațiile cu partenerul de căsătorie, nu trebuie să declari finalul romanului sau războiul atomic în stilul tău caracteristic. El, acest roman, poate fi salvat dacă vorbești sincer și afli de ce a doua jumătate nu ți se potrivește exact. Și desigur, nu poți seta un ultimatum, astfel încât partenerul să devină perfecțiunea în sine. Nimeni nu poate fi la fel de perfectă ca tine. Perfecționismul te poate împiedica și dacă ești încă singură. În timp ce cauți un ideal Don Quixote de la Mancea, un mândru cavaler blond cu pieptul luat cât tancul, mușchi de oțel și călare pe un armăsar Lamborghini gata să te salveze, ei bine, o persoană complet obișnuită, medie, va apărea în apropiere. Pregătită pentru o relație serioasă, pe termen lung, nu pierde contactul cu o asemenea persoană. Ce să faci? Cum să te comporți? Deci, martie pentru tine va fi ca o luptă constantă cu propriile tale neajunsuri. Dacă ești angajată, poți decide că este timpul să construiești profesionalism sau să dobândești noi cunoștințe utile în domeniul ales. Vei avea suficientă forță pentru a combina munca și procesul educațional? Desigur, trebuie să ai și chef. Dacă ești un antreprenor care a gustat ceva succes, ești deja destinată să găsești o idee genială despre cum să nu-ți crească doar veniturile, ci și să-ți extinzi în mod semnificativ producția. Poți începe să folosești în mod activ reclame pe rețelele de socializare sau să găsești alte surse de autopromovare care să răspundă celor mai actuale tendințe. Pești. Martie, în general, este o lună bună pentru tine. Intuiția și imaginația ta creatoare te vor ajuta să găsești soluții corecte din punct de vedere strategic la problemele complexe. Energia și determinarea ta în cea de-a doua decadă te vor face foarte atractivă pentru partenerii de sex opus. Vei putea să întâlnești partenerul de suflet și să stabilești o relație romantică pe termen lung. În a doua decadă, poți avea multe noi propuneri de afaceri, ceea ce ți va permite să compensezi necazurile și stagnarea de la mijlocul lunii februarie. După data de 24, sunt posibile dificultăți din cauza dezorganizării și a grabei,
precum și a conflictelor cu superiorii și colegii. Poți eșua în probleme financiare, dar la sfârșitul lunii situația se va schimba și va fi posibil să dispui de bani pentru noi proiecte, banii și relațiile. Luna aceasta nu vei avea ambiții, dar nici nu te vei mulțumi cu mai puțin decât ceea ce crezi că meriți. Și pe bună dreptate, nu fi modestă, profesionalismul tău trebuie apreciat. Adevărat, pregătește-te că nu tuturor le va place poziția ta. Ce se întâmplă dacă vei fi considerată puțin arogantă? Știi că nu este așa, așa că acționează fără să te uiți la părerea altcuiva. Dragostea și aventurile. Atenția unui nou fan este probabil să te lase indiferentă, pentru că inima ta este ocupată. Stelele vor adăuga tandrețe și căldură relațiilor existente. Tu și partenerul tău vă veți îngriji unul de celălalt cu un freamăt special. Pentru a vedea zâmbetul pe chipul alesului, nu te vei obosi să faci surprize plăcute și cadouri neașteptate fără să ceri nimic în schimb, iar partea cea mai bună este că sufletul tău pereche va face exact la fel. Relațiile vor trece la nivelul următor prin creativitate colaborativă. Sănătatea. În prima jumătate a lunii martie, îți vei reconsidera atitudinea față de problemele de sănătate. Probabil că vei începe o luptă împotriva obiceiurilor proaste, vei începe să alergi și să faci exerciții dimineața sau chiar să te înscrii la o sală de sport. După măsurile luate, starea de sănătate va fi bună, iar starea de spirit precum o cană de Pepsi cu o pastilă de vitamină C. În ciuda faptului că activitatea fizică va fi mai bună, ar trebui să pui precauție între 12 și 14 martie, deoarece șoldurile vor fi vulnerabile. Durerea în aceste zone este posibilă, iar accidentările sunt de asemenea posibile. Dacă în perioada începând cu 20 martie vei petrece prea mult timp în aer curat, atunci riști să faci cunoștință cu o răceală. În timp ce, dintr-o ședere constantă într-un apartament sau birou, starea ta psihologică va începe să se deterioreze. Astfel, trebuie să găsești un teren de mijloc între un stil de viață activ și unul pasiv. Viața personală. Știi să iubești? Iar în martie acest lucru se va dovedi încă o dată adevărat. Vei face totul pentru a oferi jumătății tale îngrijire și căldură maximă. Și cel mai important, pe fundalul victoriilor majore, nu te vei transforma într-o persoană arogantă sau egoistă. Dacă încă ești în căutare pentru a doua jumătate, începutul acestei primăveri va fi amintit ca un moment unic. Farmecul personal va crește semnificativ, ceea ce va provoca interes în rândul multor membri de sex opus. Nu te grăbi la alegerea finală. Lasă aspiranții pentru rolul de a doua jumătate să facă totul pentru a obține simpatie reciprocă din partea ta. Ce să faci? Cum să te comporți? Martie poate fi o lună fatală dacă lucrezi în domenii atât de importante precum afaceri, politică, artă, viață socială, modă, design. Peste tot unde este apreciat cadoul oratoric, capacitatea de a face o impresie vie, de a crea un produs unic, nu vei avea concurenți. Nu te mira dacă obții acest succes, mulți vor începe să-ți adopte imaginea, stilul, modelul de comportament sau coafura. Cu toate acestea, admirația din partea celorlalți se poate dezvolta fără probleme în invidia care dă naștere inamicilor. Asigură-te că nu există persoane negative în mediul tău. În plus, nu trebuie să uiți că luna martie nu este favorabilă pentru afacerile financiare. Nu ar trebui să-ți riști capitalul sau să investești în diverse aventuri. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!